uite care-i treaba. Eu cred că în viața asta sunt un om extrem de protejat. În afară de mici întâmplări, care de obicei au fost legate de niște tumbe cu mașinile, când eram mică și apoi un pic mai târziu, mare fiind, când m-am întors de la alegeri, am transmis în direct alegerile și pe autostradă m-am dat peste cap cu mașina. Deci, în afară de tumbele astea, eu n-am avut sincope în viață. Adică, uite, sunt femei care își doresc foarte tare să facă copii. Mi-am dorit să fac copii, am făcut copii. Când am dorit să fac copilul, a venit copilul. Mi-am dorit să n-am o naștere grea, am avut o naștere ușoară. Acum mi-am aștepți dorit un copil? O familie, mi-am dorit o familie. Acum aștepți un copil, Dana? Mi se pare mie? Să știi că mi este foarte greu să vorbesc despre asta, nu pentru că n-ar fi adevărat ce spui tu. Sunt femeie, cum să nu-mi dau seama, intuiesc. Nu pentru că n-ar fi adevărat ce spui tu și ce vezi tu, ci pentru că am așa o strângere de inimă, că este o vârstă și mă rog la Dumnezeu să pot să duc sarcina la capăt. Așa să fie. Da. Să fie. Să dea Dumnezeu să fie bine, tuturor oamenilor care au așteptări în sensul ăsta. Și te îmbrățișez tare pentru minunea asta care ți se întâmplă. Pentru că este o minune în viața fiecărui om, când apare, când se ivește, când de asta spun că vine foarte, concret. Este foarte a fi o mare greșeală din partea mea să spun că viața n-a fost foarte bună cu mine. Mi-am dorit să am copii, mi-am dorit o familie, am avut o familie frumoasă, mulți ani. În clipa în care ne-am golit fiecare sufletul de celălalt, ne-am despărțit, decizia a fost a mea. Mă rog la Dumnezeu copiii noștri să știe că au mamă și tată și să-i respecte, să-i iubească pe amândoi în egală măsură și niciodată în viața mea n-am să vorbesc urât despre ce a fost în viața mea, niciodată, pentru că ar fi o mare prostie, o mare nedreptate în primul rând și o mare prostie. N-am să fac asta niciodată. Ca și cum ai renegat trecutul. Da, ce face mama? E despre noi, Florentina, viața asta noastră este despre noi. Oamenii apar în viața noastră ca să le dea niște lecții, să le vindecăm niște traume, să schimbăm informații, să creștem. Da, e foarte greu. Sunt decizii în viață foarte greu de luat. Foarte greu de luat. Dar dacă le iei cu tot sufletul și după ce le iei se face liniște, dragostea e despre liniște. Adică dragostea nu e despre tumbe și despre alergături și despre suspicionări și despre temiri ce lucruri. Dragostea e despre liniște.